Domnul Bă, salutare tuturor, eu sunt Horizon și vreau să un nou clip. În acest clip suntem pe GTA Online și astăzi vreau să fac un clip mai special, un clip chiar special, nu un clip ceva mai special cum v-am obișnuit, un clip chiar special, fiindcă astăzi am ajuns la suma de 800 de abonați și vă mulțumesc foarte mult pe această cale, tuturor celor care v-ați abonat la canal și care vă uitați în continuare la clipurile mele, chiar dacă nu sunt mereu cele mai interesante clipuri și așa mai departe, eu mă străduiesc să fac un conținut cât mai ok, să livrez un conținut cât mai ok. Sper să apreciați fiecare clip pe care îl fac, fiindcă mă străduiesc destul de mult, adică puteți observa treaba asta din thumbnail-uri. De multe ori thumbnail-urile mi-au mai mult decât clipurile în sine. Spre exemplu, la clipul acela cu titlul Adevărul, mai mult mi-a luat să fac thumbnail-uri decât acel clip de 6 minute, așa că mergeți și voi și dați un like dacă nu ați făcut treaba asta încă. Până astăzi și în drumul la clip să nu mai niciun control, fiindcă am lungit deja prea mult și am vrut să încep acest clip prin a vă mulțumi, bineînțeles, fiindcă datorită vouă am suma aceasta mirobolantă de 800 de abonați, nu mă ajută cu nimic, nu vă închipuiți că fac vreun bani din treaba asta sau așa mai departe, dar e un feeling mișto, știi, să vezi că, bă, ceea ce faci tu chiar dă rezultat într-un final și apreciez treaba asta și vă mulțumesc pe această cale încă o dată. Mi-am făcut outfit-ul ăsta de, cum îi spune, de Ghost Rider și cu mașina, nu cu motocicleta, bă. Chide-te, bă, am tras așa. Ce chijă l-am tras așa. Da, și astăzi vreau să vanez, vreau să fac un clip mai special. Un clip foarte special, nu mai special, fiindcă clipuri speciale am tot făcut, dar acesta chiar o să fie special. Bă, NPC-ul tocmai scosese mâna pe Jam Jones să arate middle finger-ul lui băiatul ăsta care e în fața mea, lol. Da, apropo de treaba asta, hai să vorbim puțin despre comunitatea de GTA Online, fiindcă am observat o chestie și nu de astăzi, de ieri, am observat o chestie de mai mult timp, fiindcă am ceva timp dacă mă joc GTA Online și de fiecare dată când intru pe sesiune publică și văd playeri, mă rog, și mă văd playerii, instinctul lui primar e să dai kill pe mine, nu știu care e faza cu playerii de pe GTA Online și, bă, ce dracu fac ăștia, mă, hai că nici nu se cărpă, să iau de știu. Aute și tu cum se zice racheta, fițeră mudăru. În fine. Na. O mă trage după Cosatca. Na. Na player. De ce el ar posesiu un băieți, vă întrebați? Da, asta el ar posesiu, că oamenii mei dau cu o buze de pe Cosatca. Asta vreau să subliniez faptul că pe sesiuni online de fiecare dată când un player te vede pe mapă, instinctul lor primar e să facă kill pe tine și nu doar pe tine, gen așa player în general. Când văd un player lângă el sau în apropierea lui, se duc și încearcă să-l omoare. Asta e instinctul lor, nu știu care e faza cu playerii de GTA Online. V-aș ruga să-mi lăsați în comentarii ce credeți voi sau care este părerea voastră despre playerii care fac treaba asta, fiindcă eu nu știu, pe mine unul mă depășește situația. Nu știu ce să mai cred. Și eu sunt player virgin de GTA Online. Și tot nu pot să îmi dau seama care dracu e faza cu playerii ăștia, de tot ce fac prima dată când văd un player e să-l omoare. Nu știu, frate, sunt dubioși. Sunt bolnavi. Bine, am, intuiesc eu ceva gen. Am eu o intuiție anume, știi, despre treaba asta, dar nu vreau să mănânc maro. Dar totuși hai să vă spun, dacă tot am ajuns în discuție, măi, eu cred că ăștia care fac treaba asta, gen, primul instinct pe care îl au când văd un player în apropierea lor este să-l omoare, e faptul că nu au atenție de la părinți, gen, nu au atenție parentală. Recurg la agresivitate, gen, in-game și nu doar in-game, mare parte din cazuri, și în realitate se întâmplă treaba asta. De există bullying în școli, fiindcă plozii nu primesc atenție suficientă de la părinți. De a să toxici atât pe jocuri cât și în realitate. Fiindcă n-au timp de ei părinți. Și nu poți să-i condamn neapărat părinți, că bă, educația ți-o dai și tu de unul singur, știi, dacă ești un om normal la cap, știi, dacă gândești și tu cât își dă puțin acolo. Poți să te educi de unul singur, nu trebuie să te educe neapărat cineva. Dacă vrei, bine și înțeles, dacă nu vrei, rămâi dracu toxic și continuă să ai comportament agresiv față de ceilalți și o să vezi de bine să-ți fie pe viitor. Dacă o să-ți fie. Eu nu doresc rău nimănui, dar trebuie să fie și rău ca să poată să fie bine la un moment dat, știi? Nu poate să fie bine tot timpul.
Dacă te obișnuiești prea tare cu binele, după aia nu mai știu cum e rău și se urcă la cap binele. Și e lag fiindcă v-am zis, dau ăștia cu obuze de pe costat, ca nu știu ce dracu mai fac. Ass judge that changes the sentences for anyone who offers her a fur coat or a stack of fucking cash. She put a lot of innocent people in jail. Some fucking people I even know. And tomorrow, she's ruling on a big fraud case against one of our partners at Lawn Bank. The whole world know he's guilty as fuck, so a bunch of our clients are out there betting against Lawn Bank stock. Only I just got wind the lady judge been paid to throw the fucking case out. And if the defendant walk and the stock don't tank, our clients stand to lose a lot of fucking money. So I say we bring some karma to this evil ass bitch. Take her out, and our clients will give us a nice kickback when justice take its course. So look, she's at the golf course right now, playing around to celebrate in advance. Your outfit should still be at the clubhouse. I suggest you go pay her ass a visit. Bun. Să se ne dă tăiet. Acum ne ducem. Ia să vedem ce... Ce ne zice să mai facem un plus. Ca să asasinăm ținta cu succes. Ah, ok. By the way, vă aștept și pe voi pe serverul de Discord unde suntem câțiva playeri strânși și unde jucăm GTA Online, bineînțeles, unde facem haste-uri și așa mai departe. În caz că sunteți în căutare de playeri și așa, puteți să veniți pe server și ne dați un mesaj nou. Vă rezolvăm. Ca e cum putem, bineînțeles. Da, mă, și cum folosesc mingea asta explozivă? Ok, am cosa. Remote bomb. Ok, și cum naiba folosesc remote bomb-ul? Au, in one of the hole. Am înțeles. A, gata. Ok. Trebuie să o detonez când... A, păi da, cum? Aia a fugit ăla, naiba să-l ia. L-am nimerit, ok? I-am dat cap, dar l-am nimerit. Am pus la pământ puțin. Hai că ești rănit, unde mai fugi, fraiere? Uite mă ce mă leagă pe mine ăsta. Nu mai fuge, e pe loc. O facă n-ai după tine. Dă-te din fața mea. Te împuși fără să vreau pe tine. Bun, gata, ciao. Bonus fail, normal că m-a văzut ăla, nu știu cum dracu să fac la ăsta, chiar mă bate gen. Ah, shit. Ah, shit. We got company. Murit unul? Mă, ce? Stai. Ce că mi-a trimis o fotografie. Ia. Yeah. A, mesajul ăsta. Treasure hunt. Un flec m-au ciuruit. Mi-a dat la Jolly. Venom, eu l-am Venom aici, dar genul e Ghost Rider. A fost Venom, mă rog. Acum e Ghost Rider. A, pot să sară. Vedeam că nu pot. Asta e ce e cu ăsta galben, e zona treasure-ului. Și e un lac. Posibil. Nu, am fost acolo la golf. Posibil aici. Ceva cu lac, astea sunt lacurile. Deci clar. Cred că și ăsta e lac. Cred că e fix unde am fost gen la terenul ăla de golf. Și am plecat de prost de acolo. Ăsta pe aici nu e lac. Păi văd că e. Nu pot să mă uit pe aici. Ba da, ăsta lacuri. Dar nu sunt din astea cu...
podru peste ele sau atât de gen. Da, uite, e un lac aici, sunt niște lacuri. E un pike lake, cum am zis. Dar nu să... Ba da, ăsta e, asta e mă, ăsta de aici. Vezi, mă? Și aștept să-mi să mă bată oameni. Ok, ăsta e. Asta e locația. Sau de ceva, stai că sau de un sunet. Cred că e în apă. De altă parte se aude. A, uite, uite, scrie ceva aici. A, e indiciu. Treasure Turk, our family apart, it ain't here no more, I moved it, you fuckers will never find it. Mișto indiciu, m-a ajutat enorm. Și cum dau escape? Investigate all clues to find the treasure. Și câte indicii mai sunt? Îmi plac chestiile astea după GTA Online. Treasure Hunt-urile, gen, sunt interesante. A, păi stai că nu. Mi s-a schimbat checkpoint-ul. Uite aici. Aha, acum am văzut că mi s-a schimbat checkpoint-ul. O să trecesc puțin la treaba asta, dar sper să nu vă supărați pe mine. Oricum, na. Nu prea să-mi interziceți treaba asta, dar... Ar fi frumos de partea voastră să nu vă supărați pe mine. Gata. Dar și puțin cu speed, ca să nu mai merg așa lent. Lento, lento. De asta mi se pare fan că poți să faci orice mașină de lux. Hop. Mai mult? Nu, e aici pe munte. Pe muntele Athos. Mă, ce? Aici trebuie să fie. Trebuie să caut indicii. Exact, ok. Călă cât așa. Ce am impresia că o să găsesc un mesaj într-o sticlă pe aici. Sau e ceva pe copac. Trebuie să fie ceva pe un pom. Un... un ăsta. Un sign. Nu? Sau urmă de ceva, cred că. Sigur, nu urmă de labă. Bă, bă, bă. A, uite, aici în peștera asta e ceva. E un indiciu. Am mâncat sigur, dacă nu chiar treșeră. Da, e un cadavru. Treșeră ca unul dintre indicii descoperite. Am găsit mortăciunea. Mai am încă două. O să găsesc și criminalul care se sinuci și el, fiindcă da. Nu știu. Zic și eu, cel mai probabil. Sau de sunetul ăla. Asta e interesant că îți pune un sunet. Nu sunt în afara zonei. E aici pe apă. Căstofon aici. Stai că să nu rămâne niciodată fără baterii. Lopata, arma crimei. Da. Logic. Lopata, e cazma, coaie, nu lopată. Mamă, o să zic ăștia că sunt mai prost în viață. Cazma, m-am grăbit eu să vorbesc de aia, cazma. Logic, știu care e diferența între cazma și lopată. Cu cazma o să și cu lopata aici pământul. Logic. Creier. Uite, și când ai ce face pe GTA Online? Uite cum vin misiunile.
Și mobilul crimei care e? E pe copac ceva. La copac e, uite. A, e treșterul direct numai. A, iate. Iate unde e. Gen, era cu skepsis, gen, nu ăsta era, era ascuns în altă parte. Mamă, dar am aterizat cu parașuta bine ca să mă răstorn aici, știi, nu? Sunt bine rău și eu. Aici adevărata comoară. Săracii. Miorița, deci că ești, nu? Aveam, mă, frate, aveam double action. Mi se pare că am vorbit, gen, am făcut un clip vechi, gen, când m-am apucat de ăsta de GTA, dar gen, mi-l luase modării de pe cont. Ca posibilitatea asta de asta. Chestia asta e implementată de pe Red Dead 2. Gen, când trebuie să sau de ciorile. Sau asta era dinainte să existe Red Dead 2, eu nu cred. Chiar nu știu. Mă, oricum, tare, v-am zis tare asta cu hunting-ul. Eu aveam deja double action-ul, dar mi l-a luat aparent modării. Bă! Bă, ce-a fost schema asta, bă, băiatule? Na, mă. Bumblebee direct a fost schema aia. Ce-ai făcut? Nici nu te-am atins. Spui șofer pentru tine sau cum? Eu și șoferia. Îmi place să conduc pe aici pe pământ cu Bentley-ul. Nu am mașină de terenul, dar mă rog. Nu știu cine omoară ca să știu pe cine să-ți scot de posesiune. Asta e un drum mișto pe care nu prea merge multă lume, gen. Să vedeți imediat de ce zic că e un drum mișto. E un view aparte că duce prin mlaștină și arată puțin ca trailerul din GTA 6. E că asta e mlaștină aia, gen. Unde vedeți Flamingo și așa în trailer. Asta e mlaștină. Și e un view mișto rău de tot, nu știu. Ce ziceți voi, dar mie mi se pare tare rău. Joel în zona asta. Și faptul că acolo e cabana de pescuit. Arată tare rău cum e așa gen plasată. Deci nu-mi place maxim zona asta. Cu apă și așa. Deci nu-mi place mult natura, așa să zic. Uite, am observat că mașina asta nu prea accelerează gen pe pământ. Și omul meu îmi zice mie că eu am all terrain pe mașină. Nu știu că lasă ta treabă roțile cu mașina. Da, mă rog. Eu am fost să rezolv pe frate, spune ce face și mi-a făcut plăcere să fac acest clip, bine și înțeles, ca orice alt clip de altfel. Și dacă mai vreți clipuri cu GTA Online, nu este să vă abonați la canal, să activați clopoțelul notificări ca să fiți notificați de fiecare dată când postez, să lăsați un comentariu pentru a mă ajuta la algoritm și bine și înțeles, să lăsați un like la acest clip pentru a-mi arăta că mă susțineți. Vă pe frate, spune ce face și să aveți o zi sau o seară faină. Salut!